Stau mașini ale armatei cu soldați înarmați, opresc pe toată lumea pentru a le verifica și eventual să le mâneze foaia aia de laudă de incorporare. Nu vă e teamă pentru familia noastră? Ba da, mi este teamă pentru că vorbesc public și probabil se vor găsi în următoarele zile cineva sau să-mi scrie cum mi-au scris astăzi sau să îmi zică ceva. Părinții mei sunt în vârstă, surorile mele nu au funcții publice, am trei surori și o soră mai mare cu 10 minute, suntem gemeni. Capul n-au cum să le ia oricum, am nepotul, băiatul de la sora mea cea mare este pe front, a suferit un șoc foarte mare când au murit camarazii lui acum câteva zile în tranșele în care erau. El a fost mutat, dar în continuare este un român care luptă pentru Ucraina, în armata ucraineană și a mers voluntar. El nu trebuia să meargă, că are niște probleme de sănătate, dar el a mers voluntar. Acum vrea să ne impună o credință. Ne-au luat două biserici din Lavra, de la Pecerska. Bisericile lor stau goale, dragii mei. Vrea să-mi facă cea mai mare durere ca să-mi iei copiii, pentru că nu poate lega mâinile să mă închidă. Toți preoții care slujesc în limba română, pe lângă biserică adună copii. Se citește în limba română, se fac lucruri în limba română. Acest lucru este minunat. Din păcate, dacă se va impune să nu se mai vorbească și sunt sigur că se va impune și să nu se mai slujească în limba română, slujbele să nu mai fie în limba română, atunci chiar va fi o problemă foarte mare. Și cred că asta vine curând, pentru că se vede așa, pas cu pas și foarte rapid. Pe cineva astăzi vrea să ne oprească, să nu mai învățăm la școală limba noastră, să nu mai vorbim nicăieri, vrea să ne pui pumnul în gură, în gât, fraților. Noi am învățat, domnule, am învățat foarte multe obiecte în limba română. Acum nu, acum nu știu dacă sunt 3 ore în limba română. Au fost tot de-a lungul timpului, tot a fost schimbată în legea. Iar acum s-a pus capac. Acum s-a pus capac. Se ucrainizează totul. Fraților, vreau să spun ca niciodată, războiul de astăzi care se face este războiul lui Antichrist. Război împotriva ortodoxiei. După ce îi prigonești și îi aleargă pe drum și pe câmp, pe săraci băieți că stau ascunși, îi și obligă să scrie în acte că ei merg voluntari. Aleargă după băieți, după băieții tineri, după românii Da. tineri, îi prind, dar îi obligă să scrie că ei merg voluntar pe front. A fost trimis o persoană ca să mă taie aici în mănăstire. Și nici în cap nu mi-a trecut că când am scos cuțitul, a vrut să mi-l bage în inimă și am prins mâna, am dovedit să-i sucesc mâna la spate, a scos a doilea cuțit care l-avea ascuns la ea și mi l-a pus aici la gât. Dumnezeu nu ne-a lăsat nici atunci. Un frate a sărit într-un geam din urmă și când mi-a pus cuțitul, atunci și mâna mea a fost pusă pe mâna acelei persoane. Nu vă temeți să mărturisiți adevărul! Nu vom tăcea! Eu sunt puțin mai vocal și vorbesc. Chiar dacă sunt criticat, nu mă interesează. Eu lupt pentru românii mei. Dar sunt foarte puțini care mai fac acest lucru.